Sunt suflet în sufletul neamului meu și-i cânt bucuria și amarul. Vorbele marelui nostru poet George Coșbuc descriu poate cel mai bine viața celui care a fost părintele Iustin, doctorul fără de argint al neamului românesc. Pe 10 februarie 1919, puțină vreme după împlinirea visului de aur al românilor, Marea Unire de la Alba Iulia, se năștea în satul Moldav, Petru Vodă, al cincilea odor din familia plăieșului Gheorghe Pârvu, micul Iosif. În zi de mare sărbătoare, de praznicul mucenicului Haralambie, venea pe lume copilul binecuvântat. Trei imagini l-au legănat în frage de pruncie: ceahlăul sacru și maestos, adevărat atos al românilor, martor al rugăciunilor și lacrimilor a mii de pusnici și călugări; mama, simbol al evlaviei și al bunătății; și icoanele din casa părintească. Avea o icoană cu care se culca și se trezea înaintea ochilor, Sfântul Munte al Atonului, dar au trebuit să treacă ani și ani și să treacă printr-o mulțime de încercări ca până la urmă să ajungă în Sfântul Munte și să vadă cu ochii săi locul atât de visat al copilăriei. Încă de mic, crescut la focul de credință al mamei, micul Iosif l-a iubit pe Dumnezeu, ca și pe toată creația sa. Împreună cu mama participa săptămânal la slujbele de la mănăstirea Durău, unde i-a încolțit prima oară în minte ideea de a face mănăstire în satul lui, spre a ușura osteneala mamei. La 17 ani, parcă spre a alina apropiatele cazne ale României mari, tânărul Iosif intră la mănăstirea Durău, lăsând în urmă viața de mirean. Mai târziu avea să-și amintească de lacrimile tatălui său, pe care îl vedea pentru ultima oară. La Durău se dovedește vretnic ucenic al bătrânilor asceți ai locului. Este trimis la seminarul teologic la Cernica, pe care îl frecventează între anii 1937-1941, până la desființarea sa din motive politice. Aceasta s-a datorat evidenței că și profesorii și elevii erau cu toții membri ai mișcării legionare. În vara lui 1941, urmând evenimentelor din ianuarie, când generalul Antonescu a rămas singur la guvernare, seminarul a fost închis sub acuza de legionarism, fiind singura instituție de învățământ închisă pentru această acuză. Întors la mănăstirea Durău, a fost trimis la Iași, iar aici, în Catedrala Mitropolitană, este hirotonit diacon. Un an mai târziu, devine preot la mănăstirea Durău, rugându-l pe Dumnezeu, în timpul ceremoniei, să-i dea darul de a tămădui bolile și neputințele oamenilor. Iar lumea, cuprinsă de flagelul războiului, avea mare nevoie de harismele părintelui. Regimul Antonescu nu a mai ținut cont de cei aflați prin mănăstiri. Toți cei ce nu-și făcuseră stagiul militar au fost trimiși pe front. Este înrolat ca preot militar al unui regiment de elită, Batalionul 18 Vânători de Munte Neamț. Luând parte la luptele grele date până la Don și în Crimea, l-a răsărit de Nistru. Aici s-a ocupat de viața duhovnicească a soldaților, având grijă să-i spovedească și să-i împărtășească înainte de marile bătălii. După episodul Stalingrad, înaintarea sovietică a fost constantă, până în aprilie 1944, când frontul s-a oprit pe linia Târgu Neamț-Pașcani-Iași. Preoții din sate și cei din prejur au fugit de frică în sudul țării, însă părintele a rămas singurul preot în mijlocul credincioșilor, oficiind botezuri, cununii și mormântări pe toată zona din Neamț până în Pipirig. Revenit de pe front în 1944, părintele Iustin lasă în urmă ororile războiului și își reia activitatea la seminarul din Râmnicu-Vâlcea, după care este repartizat la seminarul din Roman, unde sprijină organizațiile de tineret ale mișcării legionare ce militau contra Fiarei Roșii de la Răsărit. De aici îl arestează securitatea în 1948, el fiind turnat chiar de către apropiații săi. Începea golgota temniței la doar 29 de ani. Înainte de arestare, în timpul unei procesiuni religioase, colțul sticlei icoanei Maicii Domnului s-a spart în dreptul părintelui Iustin, prevestind urgia care urma să vină.
părintele avea să revină în mănăstire la icoană abia după 17 ani. Însă părintele și-a îmbrățișat crucea cu mare bucurie. Ocrotit în pușcărie de îngerul păzitor al mamei, trece pe rând pe la Aiud, Baia Sprie, Cavnic, Gherla, Jilava, dar și pe la Canal, în colonia Culmea. Refuză reeducarea, motiv pentru care mai primește 4 ani la Periprava. Dar și aici, Duhul Sfânt lucrează prin el. Își binecuvântează torționarii și săvârșește la Baia Sprie taina Sfintei Liturghii la 800 de metri sub pământ, deși era legat în lanțuri. Tot în mină, părintele Iustin visează cum la capătul unui tunel îi se descoperă casa părintească, dar și viitoarea ctitorie de la Petru Vodă. Minunile nu contenesc. La Periprava e somat să intre în apă înghețată la tăiat stuf, alături de preotul Ilie Lăcătușu. Dar soarele încălzește apa, salvându-i și lăsându-i năuciți pe gardieni. În plin iad comunist, are cutezanța de a oficia Sfânta Liturghie printre asupritorii săi atei, ori de a memora și răspândi printre ceilalți deținuți poeziile lui Radu Gir. După 16 ani de temniță grea, în mai 1964, autoritățile comuniste îl eliberează pe părintele Iustin, binecuvântat fiind de Dumnezeu să vadă din nou culmile Ceahlăului său natal. Înainte de a ajunge acasă, însă face o oprire în haine de deținut la părintele Paisie Olaru pentru a se spovedi. Temându-se de puterea sa, comuniștii îi interzic părintelui Iustin revenirea în monahism. Hărțuit în continuu de securitate, este nevoit să lucreze următorii 2 ani ca muncitor forestier, dar și ca muncitor la drumuri și poduri. Abia în 1967 primește acceptul de a intra la mănăstirea Secu, unde se bucură de oblăduirea părintelui Antim Găină. În primăvara anului 1975 a reușit să plece la muntele Athos, cu aprobarea regimului. Pentru faptul că, deși i s-a sugerat să rămână acolo, a preferat să se întoarcă în țară, autoritățile l-au mutat cu domiciliul obligatoriu la mănăstirea Bistrița. După ce și-a păstorit poporul în întunecatul deceniu 8, culminând cu căderea comunismului, părintele și-a ținut după Revoluție promisiunea făcută mamei sale. În anul 1991, numai din donațiile credincioșilor, ridică la Petru Vodă mănăstirea cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, închinată Sfinților Martiri din închisorile comuniste. Din chilia sa de la poalele Carpaților, vorbele părintelui au cutremurat spiritual o țară. A fost ferm fără a fi dur. Și-a dojenit frații români când derapajele democrației i-au făcut să uite de Dumnezeu, chemându-i la rugăciune, la pocăință și la neuitarea eroilor și străbunilor. A ridicat locașuri de închinare și troițe spre cinstirea martirilor. A clădit spitale și centre de educare a copiilor, dar a păstorit și publicații, revistele Glasul Monahilor și Atitudini. A avut pentru fiecare om un gând bun, o încurajare și o mângâiere, atât morală cât și trupească, întrucât Dumnezeu l-a binecuvântat cu înfricoșătorul dar cerut la hirotonie. S-a jertfit pentru aproapele cu prețul propriei suferințe. Chiar și la 94 de ani dormea numai 2 ore pe noapte și deseori spunea: deschide ușa, să intre oamenii. Și oamenii veneau cu miile să fie martorii sfințeniei sale. Când, apropiindu-se ora plecării sale la Domnul, părintele a revenit la mănăstire de la spital cu elicopterul. Cea din urmă dorință i-a fost de a vedea pentru ultima dată Ceahlăul. Căci părintele Iustin Pârvu a iubit România cu toată inima, învățând românii să fie demni atât în fața vestului, cât și în fața estului. Părintele Iustin Pârvu va fi de-a pururi îngerul păzitor al românilor pe calea noastră către mântuire.